Loc înțelepciune. Mă sună Ana, dar nu știu dacă s-o bag în direct, nu știu ce exact ce vrea să spun. Păi da, dar nu știu dacă vrea să fie băgată în direct. Uite, hai să vedem. Dacă nu, n-o să răspundă la telefon. Ia să vedem. Alo? Vrei să spui ceva în direct? Da, eu mă uit și doamna Vara, când face asemenea declarații, ar trebui să se punească. S-a supărat, s-a supărat pe care. Și să înțeleagă că nu eu am declarat că pleacă cu banii de la Craiova sau tot ce vorbim dumneavoastră aici. Eu cred că fiecare ar trebui să-și vadă de viața lui și comentariile acestea, dacă nu le stăpânește și nu stăpânește subiectul, să nu mai facă nicio da, dar nu tu erai la Măruță când a fost aia cu salariu sau nu? Nu, a fost o glumă a lui Măruță. A. Spunea asta cu ce mai pleacă în afară de salariu. Deci soțul meu, da, are drepturi egale cu mine, iar copiii mei nu au niciun fel de problemă, iar copilul meu, dacă scrie ceva sau postează, postează de este foarte deștept și înțelege la 13 ani absolut tot ce se întâmplă. Da, știu, eu să... Doamna Vara, vă tot urmăresc pe toate posturile. Dacă nu stăpâniți subiectul și citiți doar din ziare și faceți declarații doar de pe baza lucrurilor care apar în ziar, 99% neadevărate, nu aveți cum să faceți o analiză. Atât vă rog, nu vreau să se mai discute despre subiectul sau divorțul Ana Maria Prodan sau Reghe Camp. Este același, da, ca pentru toată lumea și fiecare își vrea să-și vadă de locul lui și de declarațiile pentru familia lui sau așa mai departe. Eu nu am declarat în viața mea nimic rău de soțul meu, îmi iubesc soțul și am să-l iubesc toată viața, că mi-a dorit un copil minunat. Toată familia îl iubește și îl respectă. Ceea ce s-a întâmplat este greșeala soțului meu pe care personal trebuie să-și o asume. Nu avem niciun fel de legătură în ceea ce se întâmplă, nu intervenim, nu-l căutăm, nu verificăm, nu facem absolut nimic. Ok. Da, da. Bine. Vă mulțumesc din suflet, e frumoasă. La revedere. Mulțumesc mult, Monica. Da. Bun. Pe scurt, mulțumesc mult, Monica Tatoiu. Carmen îți spune că lucrurile sunt mai evoluate sau, mă rog, sunt într-o altă lumină decât ceea ce se vede în presă. Sigur, ea e parte din subiectul ăsta și are și o doză de subiectivism pe care o înțelegem. Pe de altă parte, sigur... Atitudinea complet narcisistă. Un narcisist se apără pe el, atacă pe cel care îi arată greșelile. Atitudine pur narcisistă. Mă așteptam la ea pentru că eu i-am dat o definiție ca psiholog care am scris o carte, care este un bestseller, vorbește despre atitudine narcisiste. Sunt la ora actuală pe toate show-urile din America, vorbind despre ce înseamnă conceptul de narcisism și alte arhetipuri umane, așa că am calificativul medical să o analizez. Sigur. Prin comportamentul ei, ce a făcut astăzi, mi-a dovedit încă o dată care sunt problemele ei, ce ar fi mai bine dacă s-ar calma și s-ar gândi de ce sunt în situația asta. Nu trebuie să jignesc pe nimeni, să atac pe nimeni, ci să mă uit în interiorul meu, să mă vindec eu pe mine de problemele pe care le am și de manifestările care le afișez. Mulțumesc, Carmen. Vă să spuneți ceva, doamna Tatoiu? Să-i dea pupa. Dumnezeu înțelepciunea Anei. Da. Da. Greu. Da. Greu. Mulțumesc foarte mult, Carmen, te pupăm. A fost o intervenție foarte, foarte interesantă și relevantă. Da, uite, vezi, Ana are momentul sau o părere foarte bine definită. Așa a fost toată viața ei. Da, așa e. Dacă ea. Ești pe drumul ei, e ok. Dacă nu ești pe drumul ei... Da, nu, Ana trebuie să înțeleagă nu, că oamenii... Repet, că... asta nu înseamnă, domne, a fugit, n-a fugit, că anumite lucruri sunt clare. Dacă opinia este contrară, n-apucă să asculte. E ca o flacără, știu. Dar noi am avut, dacă noi ne-am certat rău de tot, dar eu înțeleg. O se va maturiza. Lucrurile astea, pe termen lung, ne modelează. Dar ce-a rugat-o... Am vorbit cu ea, nu știu când, acum vreo 2-3 săptămâni. Te rog, ponderat. E greu. Greu, greu. Cine știe mai bine decât mine chestia asta? Dar de dragul oamenilor care sunt alături de ea și care țin la ea și care nu sunt de acord cu ea. Pentru că sunt oameni care țin la ea
și o iubesc, deși nu sunt de acord întru totul cu ea. Iubirea are forme diferite. Așa este. Deci, Ana mai scrie, este o analiză făcută pe baza unor știri, pe bune ce e asta. Acum, eu aș spune un singur lucru la final, mulțumindu-i doamnei Tatoiu și sunt convins că se face legătura, următoarea legătură video pentru următorul subiect, lucrul următor. Dacă am ști toate amănuntele care s-au întâmplat între ei și în toată această familie, eu cred că nu-i bine. Pentru nimeni nu e bine. Nu, vreau să vă spun, în orice familie există un procent de sordit, că este omenesc. Suntem animale și creația lui Dumnezeu. E mai bine să nu știm. Nu? Mai nu? Bine tocmai să nu de asta există și legislație, dreptul la viață privată. Uneori e mai bine, deși unul, vorba doamnei Tatăuie, ca să închidem cercul, ar vrea să le afle pe toate, că dacă le aflăm pe toate... Nu ne mai place viața. Nu ne mai place viața sau balamucul ne mănâncă. Mulțumim foarte mult! Cu drag!